Ziua 181. Oamenii trăiesc ca unități biologice și mor ca unități biologice. Puțini oameni și-au atins sinele spiritual, iar cei care o fac sunt oamenii cu adevărat reali. Oricine are acest potențial, dar oamenii nu lucrează cu el, așa că rămâne doar un potențial și se pierde. Poate deveni actual, așa că fă-ți un scop ca de acum înainte viața ta să fie un efort susținut de a deveni din ce în ce mai conștient. Atunci când sclipiri ale conștiinței se nasc în tine, vei fi surprins. Extazul îi urmează fiecărui moment de conștientizare. Pe măsură ce conștiința devine mai profundă, și extazul devine mai profund. Extazul este consecința, produsul secundar al faptului de a fi conștient.